Primăria municipiului Timișoara prin societatea de drumuri municipale va efectua pe timpul verii reparații pe mai multe artere din oraș, atât pe carosabil cât și pe trotuare. Programul de reparație a demarat deja în luna iunie. Primăria a finalizat lucrările începute la trotuare, parcări și carosabil în zonele Girocului, Aradului, Lipovei, Badea Cârțan și Fraidorf. De asemenea, în zona Metro 2 au fost pietruite mai multe străzi. În luna iulie sunt de asemenea programate lucrări de reparații, în special pe bulevardele și arterele mari ale Timișoarei, pentru a asigura condiții cât mai bune de circulație pentru pietoni și șoferi. În zona circunvalațiunii, lucrările vizează carosabilul și trotuarul, dar și realizarea a două treceri de pietoni înălțate pe calea Bogdăneștilor și în piața Consiliului Europei. În zona Elisabetin se vor realiza lucrări de refacere a carosabilului și în scoarul piața Bisericii, iar în zona complexului studențesc se vor reface trotuarele degradate și carosabilul. Lucrările pe care le realizează primăria municipiului Timișoara în luna iulie vizează atât reparații de infrastructură, cât și amenajări, cum ar fi cele de pe strada Cezar sau cele la Sarela pietonală care face legătura între zona Plop și Crișan. În toate zonele unde se intervine, lucrările de reparație, amenajare și reabilitare a infrastructurii rutiere și pietonale sunt completate și cu lucrări de întreținere și amenajare a spațiilor verzi.